Vacanță Turcia și vacanță și oferte Turcia. Deci am plecat cu astea două exemple. Dacă aș începe acum o campanie pe zona de turism, evident aș vrea să fiu mult mai bun decât cei care activează în momentul acesta pentru aceste cuvinte cheie. În primul rând m-aș focusa pe quality score, pe scorul de calitate. Aș vrea să mă asigur că am pentru toate cuvintele sau pentru cât mai multe cuvinte cheie din contul meu, să am quality score 10. Dacă mă asigur că am quality score 10, asta înseamnă că am... Asta înseamnă că voi avea cel mai mic cost pe click pentru acele cuvinte cheie. Și să vă dau un exemplu. Pentru un cuvânt cheie care când l-am preluat eu, deci pentru un cont pe care l-am preluat, aveam un cuvânt cheie care avea spend-ul cel mai mult. Era din grupul respectiv, cheltuia cel mai mult bani și avea quality score 7. Pentru quality score 7, aveam CPC-ul în jur de, era 0,57 parcă. După vreo 3 săptămâni l-am ridicat la 10. Când am urcat quality score la 10, CPC-ul mi-a coborât de la 0,57 RON la 0,47 RON. Mă rog, când am făcut niște calcule, doar din cuvântul acela cheie am economisit 100 de euro lunar, deci în fiecare lună. Deci asta este primul goal pe care mi-l setez. Să am quality score 10 pentru cât mai multe cuvinte cheie. Ca să fac acest lucru, ar trebui să mă asigur că pentru toate cuvintele cheie din contul meu AdWords, ar trebui să, ca reclama care apare pentru acele cuvinte cheie să răspundă, să fie răspunsul căutării pe Google. Dacă reclama este răspunsul căutării pe Google, clar Google vede asta ca fiind o relevanță foarte mare de cuvânt cheie și reclamă și vă dau un scor de calitate cât mai mare. Cum facem chestia asta? Prin structurarea corectă a contului AdWords. Și am să încep cu structurarea la nivel de campanie. La nivel de campanie aș porni pe țări, în primul rând. Să spunem că am oferte de vacanțe în Turcia, Grecia și Bulgaria. Eu aș mai încerca cu... campanii setate regional. Spre exemplu, dacă am plecări din București, Timișoara, Cluj, Iași, aș clona acele campanii Turcia, Grecia și Bulgaria. Deci pur și simplu le-aș clona și le-aș seta să apară reclamele strict vizitatorilor care vin din Iași, iar reclama va conține eventual cuvântul fraza plecări din Iași. Cred eu că aș avea o rată de click mai mare și nu am văzut că face așa ceva concurența. Și iarăși aș porni și pe search și pe content. Am un client care este oarecum în turism și convertește foarte, foarte bine pe conținut. Și chiar foarte bine. La nivel de grupuri. Pentru fiecare țară aș selecta cele mai căutate destinații, cele mai căutate stațiuni din acea țară, cele mai căutate orașe, evident să am și oferte pentru acele stațiuni. Și aș mai face grupuri pe tipuri de vacanță. De exemplu, aș face un grup vacanță. Am dat și exemplu. Pornind de la Turcia, de exemplu, pentru campania Turcia, voi avea grupurile Antalya, Kusadasi, Bodrum,
Belek și Marmaris. Mă rog, astea sunt stații pe care le-am găsit eu și sunt oarecum căutate. Deci, pornind de la aceste trei campanii, voi avea acele câte șase grupuri pentru fiecare. Iar pornind de la... și voi duplica aceste campanii pentru orașele de unde am plecat. De exemplu, dacă am plecări specific din Iași, voi duplica campania cu Turcia, voi duplica și voi face reclame targetate cu plecare din Iași. La nivel de grupuri. Eu, în general, pornesc cu Broadmatch și rulez foarte, foarte mult raportul de search query, search terms. Așa cum zicea și Bogdan mai devreme, este foarte important să adaugi cuvinte negative. Dacă mergi pe Broad, este esențial să rulezi acel raport periodic, să adaugi acolo cuvinte negative. O altă variantă este să folosești Broad Modifier. Dacă adaugi un plus înaintea unui cuvânt, iar dacă ești pe Broad, dacă ai o frază, te asigur că acel cuvânt va apărea tot timpul, va fi tot timpul în căutare. Și pentru, de exemplu, pentru vacanța Antalya, am luat vacanța Antalya scris cu I, scris cu Y, vacanțe Antalya, vacanțe Antalya iarăși scris cu I și Y, sejururi, vacanțe și așa mai departe. Am luat separat cuvântul oferte, deoarece oferte, o persoană care caută oferte, cred că se uită mult mai mult la preț. Iarăși eu aș mai separa persoanele care caută cuvântul ieftin și preț, le-aș pune într-un grup sau într-o campanie separată și eventual pentru celelalte campanii să am ieftin și preț, cuvintele legate de preț să le am la negative. De ce? Pentru că pot afișa altfel de pachete în funcție de persoanele care caută strict legat de preț. Ok. Și următorul pas este crearea reclamelor. Vreau să am reclame care, așa cum ziceam la început, vreau să răspundă la toate căutările pe care eu le targetez. Mă asigur că cuvintele cheie pe care sunt căutate apar în titlul reclamei. Am făcut un test la un moment dat și prin faptul că nu aveam cuvântul cheie, de fapt, mă rog, nu aveam niciun cuvânt cheie în titlul reclamei, mi-a scăzut cu alte scorul cu 2 puncte sau cu 3 puncte. Când am modificat această chestie, mi-a crescut înapoi cu 3 puncte. Deci este foarte important să ai măcar unul din cuvintele, măcar unul din cuvântul unei fraze pentru care vrei să apari să-l ai în cuvântul, în reclamă, în headline, pardon. Eu mai folosesc foarte mult cifre, pentru că atrag atenția, este în evidență. Și am luat, de exemplu, pentru vacanța Antalya, am luat câte 3 reclame pentru fiecare grup în parte. Pentru vacanța Antalya, 30 de oferte vacanța Antalya, profită de cele mai bune prețuri, transport și cazare de la 499 de euro. Eu în ultima vreme încerc să folosesc mai mult call to action în prima linie decât în a doua linie. Și asta mai ales pentru mai ales atunci când sunt pe primele poziții. Pentru că după modificarea asta care a făcut-o Google acum, îți mută description line-ul lângă titlu și îl face cu fond mai mare. Și astfel este mai în evidență call to action. Și la sfârșit un beneficiu. La fel, vacanța Antalya 2011. Am folosit 2011 pentru a ieși în evidență. Profită de discount până la 40%, transport cu avion, un hotel de 4 stele. Dedesubt sunt reclamele de care ziceam la început că le-aș targeta pe zona de unde s-a făcut căutarea. De exemplu, dacă o
persoană va căuta vacanța Antalya și este din Cluj, va vedea reclama 15 oferte vacanța Antalya, plecări cu avionul din Cluj. Profită de cele mai bune prețuri. Zic eu că ar avea o rată de click mai mare pentru că este plecarea din orașul respectiv. Oricum, ar trebui testat. Ok, și pagina destinației este foarte, foarte important să trimiți vizitatorul acolo unde unde să respecte ce ai promis în reclama text. Pentru că dacă nu, nu vei avea conversie. În momentul de față, dacă vă uitați pe Google, așa cum zicea și Bogdan, sunt foarte multe site-uri care pentru care cauți vacanță în Turcia și găsești vacanță în Grecia sau cauți vacanță în Turcia și te trimit pe o pagină. Chiar și un exemplu ăsta este pentru vacanță Turcia, iar la last minute îmi bagă și Grecia, și Spania, și Grecia, iarăși. Eu nu aș arăta doar ofertele către Turcia. Dacă sunt ceva super oferte comparativ cu astea, l-aș pune lângă. Nu în același lucru. Aș mai adăuga testimoniale. Booking.com are o chestie foarte faină. Cred că ați văzut de fiecare dată când intrați pe Booking.com și vă uitați la un hotel, apare... În momentul de față mai sunt doi din România care se uită la hotelul ăsta. Sau acum jumătate de oră s-a făcut ultima rezervare. Ceva de genul ăsta. Ok? Deci, vreau ca prin reclamă să promit ceva vizitatorului. Deci dacă a căutat vacanță în Turcia, îi fac o promisiune că în reclamă că vacanțele în Turcia de pe site-ul meu sunt cele mai bune și cele mai faine și cele mai ieftine și așa mai departe. Iar pe pagina destinație trebuie să respect această promisiune. Și la nivel de tracking Search Query Report, care este foarte, foarte important, este și o metodă de a genera long tail-uri foarte bune, foarte bună. Adaug cuvinte negative în permanență, analizez care sunt cele mai scumpe cuvinte cheie și pentru acele cuvinte cheie mă asigur că am quality score 10. Din punctul meu de vedere este foarte important acest lucru, pentru că acele cuvinte cheie cheltuie cei mai mulți bani și chiar și un punct, două puncte în plus la scorul de calitate va face diferența la bugetul meu. Analizez cuvintele care au afișări și nu au click-uri. Asta înseamnă că ar trebui să creez reclame special pentru acele cuvinte cheie. Deci le pun pe pauză din grupul respectiv, le mut în alt grup și creez reclame mult mai targetate pentru a le ridica rata de click. Analizez top destinații care au fost cele mai accesate în domeniul de turism. Mă uit la raportul geografic, iarăși analizez care sunt orașele din care îmi vine cel mai mare trafic și creez reclame specifice pe acele orașe. Testare de reclame și testare de landing page. Pentru testarea reclamelor eu pornesc minim două reclame text, cam cu două. Am văzut conturi care au și câte 7-8 reclame. Însă dacă nu ai buget, cam nu ai de ce să pornești cu așa de multe reclame. Și la nivel de landing page, aș testa măcar aranjarea în pagina ofertelor, să le pun mai sus, mai jos, fonturile, butonul de rezervă și este genul ăsta. Cam asta a fost prezentarea mea. V-am scris scurtă, mult mai scurtă decât a lui Bogdan. Acum vreau întrebări, ca să vă dau premiile. Câte vouchere? Unde era Ionuț? Ionuț, ne? Fără număr. Fără număr. Oricum, avem un premiu de la traffic.ro. Să pui o întrebare foarte... Are nimeni un site care pică de sau care are probleme sau toate în site?
Ok, întrebări. Câți din voi rulați campanii AdWords în momentul de față? Numai 1, 2? Am eu o întrebare. Te rog. Am încercat să targetez Brașov. Și metoda de targetare era prin eliminarea... Ai întrebat ceva pentru mine? Da. De ok, deci am încercat să targetez o campanie pe Brașov. Așa. Și metoda de targetare în mod normal era prin eliminarea eliminarea celorlalte zone din România, ceea ce nu am putut face în, pe zona geografică pe România. Știu. Atunci am luat doar Brașov și am pus, numai că mi-apărea reclamă și dacă cineva căuta hotel în Brașov, știi? Da, există vreo altă jmecherie prin care poți în să România, în România, de fapt, nu. Selectezi regiunea și cu cercul, cu range-ul respectiv de 20 km sau cât e, îți faci pe cât mai multe orașe și, într-adevăr, dacă ai să cauți cu Brașov, data se întâmplă și în afară, chiar dacă ai orașul specific. De exemplu, dacă ai o campanie pentru New York și tu ieși din Las Vegas și cauți cuvinte cu New York, ai să apari. Asta scrie chiar în... Dar Google are o opțiune, acele trei, physical location, keyword location în query, da? Și dacă tu selectezi doar physical location, poți face targetare doar regională, excluzând. Dar în România nu funcționează asta. Funcționează, nu. Funcționează. Știi că nu poți să vezi din alt preview tool, de exemplu, să selectezi, să vezi cum se văd reclamele tale în alt oraș. Nu. Ok, deci altă soluție nu prea. Deocamdată nu. Da, la cum se miște 80% din query-uri sunt cele pe care ți le dorești. În cazul ăsta e o problemă, pentru că sunt mulți care caută hotel în Brașov, știi? Da. Căutarea pe cuvântul ăla e foarte puternic. De asta am avut o problemă. Ai putea să pui la negativ. Căutarea respectivă. Dar poți să spui, ai liste de orașe, liste de... și poți să le treci. Da, este... Dar nu, dar poți să ai liste. Deci îți dau liste de cuvinte, de orașe, tot. Apropo de negative, știi că este... poți să-ți faci liste de negative acum. Da, da. Foarte șmechere. Hai, treabă. Câte vouchere ai? Câte vouchere ai? Asta era întrebarea. Păi, în primul rând, cine vrea voucher? Cine vrea să-și facă un cont. Păi, nu, adică întrebarea vine de la motivul cine...